Bună seara, stimați telespectatori, sunt Alexandru Răducanu, suntem la Energia Banilor și avem o emisiune mai de suflet după atâtea emisiuni economice și artistice, culturale ale zilei de astăzi. Alături de mine, doamna Luminița Fer, bună seara, bine ați venit, bună seara. Antreprenor. Bună seara, bine v-am găsit. Expert în dezvoltare personală. Oh, vă mulțumesc mult de tot pentru apreciere și pentru invitație. Am pus un titlu astăzi, Călătoria de la bani la suflet și adevăr, și v-aș propune, am pus acest titlu și pentru că titlul generic al emisiunii noastre este Energia Banilor, dar și pentru că dumneavoastră ați plecat din mediul bancar și în general dintr-un domeniu care are legătură cu banii prin analiz financiar. Și voiam să ne povestiți întâi de toate călătoria dumneavoastră personală, înainte de a ajunge la ce faceți pentru alții. De ce v-ați dus într-un domeniu care are legătură cu banii și finanțele și cum ați făcut călătoria către suflet? Da. Mulțumesc, e o întrebare foarte bună și cred că foarte mulți și-o pun. Și cei care au citit și au intrat pe website și au citit povestea mea și cei care ne urmăresc în direct. Sigur, ca fiecare, toți avem câte o poveste, iar povestea mea a fost așa sinuoasă, cu multe încercări, dar pe care le-am trecut cu bine. Până acum, după cum am scris și pe site, am lăsat în urmă peste 25 de ani petrecuți în diferite industrii, așa cum bine ați menționat, ca de pildă mediul de construcții, fiindcă prima facultate pe care am făcut-o, că așa era moda atunci, să facem o facultate, a fost construcții hidrotehnice la Universitatea de Construcții din București. Apoi, mai târziu am decis că, mă rog, e cazul să schimb un pic zona și am trecut în mediul bancar. În paralel am făcut o altă facultate, Relații Economice Internaționale la ASE, după care am zis să mă specializez și mai bine și am făcut și un master în banking. Dar, cu toate acestea, sufletul meu tindea către altceva. Și am continuat în paralel cu toate aceste specializări academice, tehnice, economice, să mă dezvolt în plan personal. Am citit foarte mult, am participat la foarte multe workshop-uri, conferințe pe diferite teme și mi-a plăcut în general acest aspect. Ulterior, văzând că îmi place acest lucru, am făcut și o specializare, deci m-am certificat, cu alte cuvinte, în prezent fiind și consilier de dezvoltare personală și consilier prin artă, deci am două certificări și pe partea asta, deci adăugate la toată pleiada așa de diplome pe care o am. Și am decis în sufletul meu că vreau să ajut oamenii. În ciuda, să zic, tuturor așa aspectelor vieții care practic nu credeai că te duc în zona aceasta, uite că am ajuns aici. Deci, cu alte cuvinte, nu m-am regăsit niciodată în slujbele pe care le-am avut, iar acum am decis să fac acest pas pentru care... Un pas foarte curajos, pentru că ați făcut în același timp și o trecere de la statutul de angajat la cel de antreprenor. Exact. E un pas destul de mare. Exact. Și al doilea, ați schimbat cumva și domeniul într-o zonă tehnică, într-o zonă foarte sensibilă și în același timp mai degrabă interioară. Exact. E adevărat și vreau să vă mărturisesc cu această ocazie și să spun și celor care ne urmăresc, fiindcă cred că e o întrebare pe care mulți și-o pun și e momentul să spun acum. Toată lumea m-a admirat pentru curajul meu, fiindcă mi-a zis, cum ai schimbat total zona, dezvoltare personală, ai fost în multinațional, ai fost în sistemul bancar, ai fost acolo, ai fost acolo, dar am urmat niște pași, deci am fost cumva ghidată, dacă vreți să vă spun așa. Deci, până la urmă, lucrurile așa s-au aranjat. Ghidată de intuiția dumneavoastră, lăuntrică, ghidată de intuiție superioară pe care o putem numi Dumnezeu sau Univers? Exact. Cred că Universul a lucrat în direcția asta și am fost susținută pas cu pas. Deci, așa, ușor, ușor am ajuns aici.
Și, cum vă spun, chiar în semne? Ați primit semne să faceți această schimbare? Apropo de Coelho și de alchimistul? Da, da, da. Să știți că da. Să știți că da, am avut niște semne, au fost niște sincronicități. Ne puteți spune un exemplu concret? Prin sincronicități, înțelegând întâmplări semnificative din viața noastră. Și o suprapunere a unor trăiri interioare cu niște lucruri care se întâmplă în mod obiectiv. Lucrurile cele mai simple sunt atunci când ne gândim la cineva și ne sună să ne întâlnim cu el pe stradă, deși probabilitatea exact, e destul exact. De mică. Sau treci pe stradă și sună telefonul public și spui, alo, tu ești Mixulescu sau cum te cheamă? Uitați, o să vă dau un exemplu personal de sincronicitate și poate după aceea ne împărtășiți și dumneavoastră din experiența transformării dumneavoastră. Se întâmpla cu peste 20 de ani în urmă. Eu veneam în București, fiind dintr-un oraș de provincie, să fac o pregătire pentru facultate. Și având o pauză cumva înainte, după pregătire, cred că era înainte, m-am apucat să urc dealul Patriarhiei, să fac o vizită pe la Patriarhie. Și urcând acel deal, m-am întâlnit cu o persoană care era, la rândul ei, din orașul meu de origine. Deci, gândiți-vă, deci un oraș mic de provincie, ne-am întâlnit în București necoordonat și mi-a dat o informație. Exact. Eu mi-am făcut treaba în București, meditație, și m-am dus în militar să iau o ocazie spre Pitești, mergeam eu. A oprit o mașină. În mașina care a oprit mai era un pasager căruia i-am dat informația, avea nevoie de informația pe care mi-o dăduse prima persoană. Exact. Iar pasagerul ăsta se ducea în Pitești în vizită la cineva care era destinatarul final al informației. Deci, vă dați seama, lucrurile se leagă. Câte coincidențe, dacă pui matematic, la cât de mare e orașul ăsta, câți oameni, care e probabilitatea să întâmple lucrul ăsta, este foarte mic. Dar dintr-o perspectivă superioară a unei a patra dimensiuni, s-ar putea ca lucrurile astea să fie foarte simplu de coordonat. Spuneți-mi o sincronicitate din viața dumneavoastră care v-a condus spre drumul de acum. Da. Tocmai asta vreau să spun și am spus și am scris și pe site. Drumul meu până aici, deci, nu a fost întâmplător. Am fost, cum spuneam, am fost ghidată. Anumiți pași pe care i-am făcut nu întâmplător. Și apropo de întâmplare, chiar mi-aduc aminte că am fost chiar la un interviu în compania multinațională, unde aveam o colegă foarte dragă mie. Ea era pe post de manager acolo, dar nu asta era important. Ideea este că mi-a spus, Luminița, urmează-ți visul. Asta mi s-a părut extraordinar, faptul că ea m-a susținut. Eu, ducându-mă la un interviu, vă dați seama, într-o companie multinațională, pe post de... era ceva financiar, un post destul de sus financiar, dar care, de fapt, nu mă atrăgea. Păi, adică era, nu era în consonanță cu inima mea, deci nu era aia ceea ce-mi doream eu. Păi și nu regretați jobul de multinațională, nu. Siguranță, bine plătit, da, beneficii, vacanțe. Tocmai asta este, dacă aș ști ce minunat mă simt de când am plecat, nu că am ceva cu multinaționala, dar nu mă regăseam. Și chiar am văzut, ca o paranteză, chiar m-am uitat de dimineață la un interviu cu domnul de la Amazonienii, nu știu cum îl cheamă, Cristi sau... Alex Fudițan. Alex Fudițan, așa, care și el spunea de același lucru de multinațională, ce minunat a reușit, s-a desprins de multinațională, a plecat, s-a regăsit pe sine și a putut să realizeze niște lucruri minunate. Deci, cu alte cuvinte, noi putem să facem lucruri minunate dacă ne regăsim pe noi înșine și nu ne mai este frică de concurență, de faptul că sunt prea mulți pe piață, că toți suntem unici până la urmă. Toți suntem unul, dar toți suntem unici. Și dacă renunțăm la ideea de concurență și mergem spre zona de creativitate, nu mai există competiție. Și atunci lucrurile încep să, într-adevăr, să intrăm în altă dimensiune, adică în dimensiunea iubirii. Da, foarte interesant ce spuneți. Nu știu dacă este o coincidență sau chiar v-ați uitat și dumneavoastră pe cartea pe care a sugerat-o Alex Fudițan acolo în postare. Da, 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 da. El recomanda o carte și în cartea respectivă autorul exact pe asta insista. Nu trebuie să mai fii în concurență cu cineva și să încerci să exact. Împarți ceva ce deja există,
ci să fii în creație și să creezi ceva nou. Să creezi ceva nou, asta da. Este minunat, da. Deci momentul în care noi ne dăm seama că nu suntem în competiție cu nimeni, noi suntem de fapt în competiție cu noi înșine. În momentul în care trecem de limitele noastre pe care le avem la nivel mental, da, deci noi avem niște bariere peste care trebuie să trecem. Dacă o să vă uitați pe website și cred că v-ați uitat și cei care se vor uita... L-ați invocat foarte mult și deja toată lumea se întreabă care este website-ul ăla, spuneți adresa. Da, www.trica.ro. Trica cu capa. Cu capa, da, trica.ro. Dacă, o să vedeți acolo Beyond Limits, deci dincolo de limite totul este posibil. Și dincolo de limite putem să găsim iubirea adevărată, acea necondiționată care a devenit un truism, toată lumea, aceea iubire necondiționată. Iubirea necondiționată este acea iubire care este o iubire divină. De ce? Fiindcă iubirea umană este acum iubești, acum urăști. Iubirea divină este întotdeauna aceeași. Păi și noi ca oameni putem să trăim această iubire divină? Sau e doar un concept așa abstract la care aspirăm? Da, pentru majoritatea oamenilor pare ceva de domeniul SF, poate nu chiar pentru toți, dar este o iubire pe care noi putem să o trăim. Dar ceea ce vreau să spun, apropo de dezvoltare personală, dezvoltarea personală nu trebuie confundată cu plăcerea personală. Deci dezvoltarea personală înseamnă să-ți asumi un drum. Înseamnă să-ți asumi un drum pe care vei munci din greu, vei munci... Cu ce scop? Cu scopul de a te, de a-ți dezvălui adevărata ta natură, de a dezvălui comoara din tine, cum așa cum spunea și Eckhart Tolle în Puterea Prezentului, care este o carte foarte prezentă pentru oricine, oricând. Iar eu o voi relua oricând cu plăcere și o voi reciti cu alte nuanțe, cu alte adevăruri care vor ieși la, cu siguranță când la suprafață. Când spuneți să descoperi adevărata natură, este oare acel exemplu cu artistul care vede un bloc de piatră și spune vreau blocul ăla, de ce? Pentru că în el este un înger. Da, de fapt, el înlătură toate porțile nenecesare și lasă Îngerul. Asta e bine, ați remarcat lucrul ăsta. Această muncă de care vorbeam, care este o muncă grea și pe care trebuie să ți-o asumi dacă vrei să... Dar noi oamenii suntem în zona de confort. Și societatea în care trăim ne induce lucrul ăsta, dar și noi ca ființe umane suntem leneși. Cum ieșim din zona de confort? Pentru că treaba asta necesită efort. Bună întrebare, fiindcă se referă la motivația vieții tale. Care este motivația vieții tale? Să ai 10 mașini, să ai nu știu câte case, să pleci, să colinzi toată lumea, care e motivația? Deci motivația vieții noastre ar trebui cumva să facem un shift, cum s-ar spune în engleză, deci să înțelegem că motivația vieții noastre este să aflăm valoarea sufletului nostru. În general, dacă trecem dincolo de aspecte exterioare, totul se reduce la o stare. Pentru că și omul care vrea mașini, nu vrea să doarmă în ele. De obicei vrea mașini pentru că își dorește o anumită apreciere, un anumit respect, o anumită senzație de putere. Poate să fie mai atrăgător pentru doamne și domnișoare. Până la urmă, reducem la un tip de sentiment, nu? Exact. Știți cum, acest sentiment până la urmă te poate trăda. În ce sens? Fiindcă până la urmă vei ajunge într-o zi în care să simți un mare gol. Vei ajunge într-o zi în care vei simți un mare gol. Și ceea ce trebuie noi să știm că totul nu se oprește aici. Deci lumea în care trăim noi este de fapt o școală unde venim, îmbrăcăm un costum sub forma acestui trup pe care îl avem și ne dăm niște teste. Pe care noi le trecem, ni le dăm sau ni le dă altcineva? Ni le dă viața însăși, viața însăși, dar, care este... Dar noi le alegem la un nivel al ființei noastre aceste teste? Sunt testele pe care trebuie să le dăm și pe care nu le-am trecut. Ni le alegem adică în măsura... înainte de a veni la întrupare, asumând că nu suntem doar materie și există o dimensiune spirituală Există, și dacă îmi permiteți, există atât un univers fizic cât și un univers spiritual. Și asta sunt două lucruri sau e unul și același lucru totuși? Ele sunt universul paralele și se vorbește în ziua de astăzi și de aceste universuri paralele și de multivers, iar fizica modernă teoretică a demonstrat prin marii fizicieni ai secolului trecut, cum ar fi Einstein, Bohr,
și alții, că există acest univers holografic în care trăim cu toții și cu toții suntem interconectați. Da, și fizica cuantică face diverse experimente și... Exact, și a făcut diverse experimente, exact, deci ele nu sunt numai vorbării în vânt. Deci, cum a zis și Einstein, E egal cu MC pătrat, deci totul se transformă, nimic nu este care să nu se transforme. Deci noi suntem, până la urmă, energie condensată, da? Conform principiului lui Einstein. Cred că Kant sau Hegel aveau, unul dintre ei avea un principiu, nimic nu se pierde, totul se transformă. Totul se transformă, exact. Și aici, exact în direcția aceasta, discutăm. Și atunci, dacă vom înțelege că universul este holografic, că fiecare suntem interconectați, că dacă eu spun un cuvânt, nu este proprietatea mea, deci nu este numai, este proprietatea tuturor. De ce? Fiindcă noi suntem un câmp, da, care emitem energie sub formă de unde, iar undele se duc în spațiu. Și atunci am spus totul. Da, da, și... dar vedeți, trăim în această lume guvernată de, nu numai de limite, dar și de limitări, de granițe. Da. Aici este casa mea, aici este proprietatea mea, am contracte, am legi, am diverse lucruri care să mă delimiteze. De, da. Ăsta e contul meu bancar, amprenta mea. Tocmai aici e foarte frumos David Hawkins, probabil că ați citit cartea dumnealui, spune acolo și explică cum stau lucrurile pe scala conștiinței. Și mie mi-a plăcut să fac așa o paralelă între scala conștiinței și drumul bucuriei. Adică noi nu putem ajunge la bucuria aceea desăvârșită de care mie îmi place să vorbesc despre ea și chiar am scris un articol pe website și vă invit să-l citiți. De ce să experimentăm starea de bucurie și fac o paranteză, de ce să ne transformăm? La ce bun să ne transformăm? Nu, adică pentru ce ne trebuie? Tocmai aici este că noi trebuie să înțelegem că așa cum sau ar trebui să-l contrazicem, cu alte cuvinte, pe psalmist care spune, vorbesc de David, marele psalmist David, care spune: omul în cinste fiind n-a priceput, alăturatul s-a dobitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Deci noi trebuie să-l contrazicem pe psalmist, da? Să demonstrăm că suntem responsabili și că suntem în cinste. Adică ce înseamnă în cinste? Să ne revelăm natura divină. Da, dar pe de altă parte nici nu putem să ne negăm natura umană sau chiar natura instinctuală. Da. Adică undeva cele două lumi par să fie antagonice, dar ele ar trebui să fie integrate cumva în ființa umană. Exact. Noi trebuie să integrăm absolut toate aceste aspecte în ființa noastră, să căutăm să ne înțelegem în primul rând pe noi înșine și apoi îi vom înțelege și pe ceilalți și să tindem, apropo, că am plecat de la scala conștiinței și drumul bucuriei și uitați unde am ajuns, să revenim la drumul bucuriei și la scala conștiinței. Dr. Hawkins chiar spune acolo că majoritatea, deci unde se află majoritatea oamenilor, este până la pragul de 200, explicați unde este nivelul puțin, curajului. Explicați da. Puțin această scară mai în detaliu. Practic, până la nivelul de 200 este așa numită cușca emoțională, unde oamenii sunt dominați foarte mult de emoții, de stările lor. Deci este o scală de la 0 la cât? La 1000? La 1000, da. Okay. Unde 1000 este cumva nivelul iluminării, unde a ajuns și 200 Iisus e Hristos. Nivelul cel mai de jos uman. Da, este un pra-critic. Peste sub care... sunt animale sau ce sunt? Nu, sunt tot oameni, dar dominați foarte mult de instincte, de emoții, de... să zic așa, nivele mai joase de conștiință, ca să nu okay. spun ce asta. Ce ar însemna un om la scara 200? Dați niște exemple. Un om la scara 200 e privit ca un om care are deja curaj, care știe ce este cu el, care își dă seama că el are o responsabilitate în acest univers, că ce spune el are o reverberație în univers și se întoarce nu numai către el, dar și către toți ceilalți. Chiar domnul profesor Dulcan povestea într-unul din interviurile dumnealui de acest lucru.
un om pentru care eu am o profundă admirație și este extraordinar și cu atât mai mult... Și vine din lumea științei, ceea ce dă exact, mai multă greutate. Dă mai lucrurilor. Multă greutate și dumnealui este o autoritate în materie de a publicat celebra carte Inteligența materiei încă înainte de 1989. Inteligența materiei este recunoscut la nivel mondial de foarte multe organizații, deci este un om care a demonstrat pragmatic, a demonstrat științifică, trebuie să o spun, Dumnezeu există. Deci chiar asta spune dumneavoastră. Nu există, nicio îndoială că există. Că chiar banii tuturor... ne demonstrează asta pe dolar, pe bancnota de dolar scrie In God we trust, în Dumnezeu. Deci că Dumnezeu este în spatele tuturor lucrurilor. Deci vrem, nu vrem, cumva... Și chiar și în fața, că pe bancnota de un dolar... Și chiar și în față, da, banii. Și apropo de bani, chiar vreau să vă spun ceva, deci să termin cu ideea aceasta. Deci dânsul chiar susține acest lucru și îl admir extraordinar de mult și recomand cu căldură, chiar pe pagina de Facebook am pus un interviu cu dumnealui care mi s-a părut extraordinar. Legea Universului este de fapt legea binelui și dacă vrem să transformăm ceva în lumea aceasta, trebuie să începem cu noi înșine. Asta a spus domnul profesor Dulcan, nu eu. De aceea, apropo de bine, pentru că de multe ori se vorbește despre această dualitate între bine și rău și oamenii se întreabă care dintre forțe este mai puternică și nu știu dacă neapărat în acești termeni, chiar o să vă întreb cum priviți dumneavoastră acest lucru despre dualitatea între bine și rău și cum se manifestă aceste lucruri, dacă sunt o creație a minții noastre, sunt o realitate. Dar am citit un exemplu care mi s-a părut foarte interesant și anume într-o noapte, într-o beznă întunecată a unui întreg infinit, o mică luminiță, dacă aprinzi și tot universul ăla de întuneric nu poate acoperi. Așa este. În schimb, invers, dacă ai un univers de lumină și ai un punct de întuneric, se pierde, nu contează. Și asta poate să pună într-o altă perspectivă relația între bine și rău. Da, practic răul îl putem defini foarte simplu, chiar utilizând cuvântul bine. Deci răul este simplu absența binelui. Da? Iar iadul... Sau iluzia absenței binelui, pentru că uneori noi poate că suntem în contact cu Dumnezeu, dar nu realizăm. Exact, și noi prin toate stările acestea, dacă vreți să le spun negative, nu vreau să le spun neapărat inferioare, negative, da, prin care noi ne supărăm. N-ați văzut, te urci în autobuz, imediat cineva e supărat, îți aruncă o privire urâtă că l-ai atins sau... El în esența lui acel om este bun, dar este dominat de o emoție, e încărcat cu ce a plecat de la serviciu, e supărat, a avut o discuție cu șeful, o duce cu el. Deci el nu s-a eliberat de acea emoție și atunci noi ar trebui să ne eliberăm de toate aceste tensiuni, de toate... Avem traume. Toți purtăm în noi până în momentul în care ne mântuim, da? Cum a zis Iisus Hristos, sau ne eliberăm, să zic așa, spiritual, purtăm această traumă pe care toți oamenii o au. În creștinism se spune păcatul originar, deci trauma de a uita că suntem una cu Dumnezeu. Asta este o traumă pe care toți oamenii o au și pe care trebuie să o treacă. Interesantă interpretare. Poate o să revenim la ea, dar vă propun să ne întoarcem la scală și să o finalizăm. Să o finalizăm scala, deci, da. Deci, din punctul dumneavoastră de vedere, câți oameni sunt sub acel nivel de 200? Câți sunt la 200 și ce se întâmplă mai sus? Acum, conform unor statistici, că sigur nu vorbesc de la mine, n-am făcut eu o statistică, dar pot să spun că e majoritar, adică dacă ne referim la întreaga populație, sunt destul de mulți care sunt acolo încă, deși ne aflăm într-un moment în care... Destul de mulți ce înseamnă? 70%, 80%, 90%, 50%? Nu știu ce să zic, cred că peste 50. Nu vreau să dau niște cifre, fiindcă nu le dețin în mod exact și nu vreau să dau, repet, niște cifre inexacte, dar cred că e peste 50%.
Ok, ce se întâmplă peste nivelul de 200? Peste nivelul de 200, repet, începem să avem curaj, începem să avem responsabilitate, să știm că tot ceea ce facem noi influențează și pe celălalt, să-l privim pe celălalt cu compasiune, să începem să avem, să ne deschidem inima, inima care pentru majoritatea oamenilor este împietrită. Deci este absolut împietrită. Deci să ne deschidem și să începem să exersăm iubirea. Chiar și așa, să facem un fake de iubire. Să ne... Fake it, fake it, you make it, nu? Exact, cum spune Amy Cuddy, parcă, nu? Parcă așa spunea ceva, am văzut undeva la un moment dat. Da, fake it until believe it. Adică, prefăte. De fapt, așa spune și părintele la biserică. Știți, când îți dă acolo rugăciunile să le citești, păi, părinte, ce știu eu să citesc rugăciunile? Eu nu știu să... Adică nu ești trăitor, cu alte cuvinte, nu trăiești. Când ai devenit trăitor, deja începi să te identifici cu Dumnezeu. Deci deja începi să simți sufletul. Deja îți dai seama că tu ai și un suflet acolo. Și știți cum începe? Lasă, citește acolo, adică citește cu buzele. Citești cu buzele până o să citești cu inima. Și atunci se reface legătura dintre minte și inimă. Fiindcă aici e o altă problemă. Apropo că iară am divagat de la scala conștiinței de a face parte, noi avem o problemă între minte și inimă. Da? Deci, și aici ajungem în alte zone. Bine, de fapt ar trebui să fie da. O triadă, nu? Trup, minte și inimă. Trup, minte și inimă, dar și trupul, între, și eu vorbim... Și există conflict între toate părțile. Există, da, și eu vorbesc acum, sigur, trupul care este... sau ar trebui să fie templu. Pentru că de multe ori somatizăm diverse exact. Probleme mentale sau emoționale pe care le avem. Exact. Și trupul ar trebui să fie templu, cum se zice, templu Duhului Sfânt, adică să fim un templu pur în care să devenim temple ale iubirii, de fapt. Cam asta ar trebui să, spre asta trebuie să tindem, ca să ajungem la acea cifră de 1000. Dar ca să ajungem acolo, repet, este o muncă asiduă cu noi înșine, este un drum adeseori nu ușor, nu vreau să vă sperii, dar asta este adevărul. Deci să nu-și imagineze nimeni că poate să ajungă acolo fără să muncească, fără să depună eforturi, fără să fie umil în fața vieții. Poți să te bucuri cu adevărat de viață având în lumea materială tot ce îți dorești, dar fiind la un nivel mai scăzut de conștiință? Că omul poate să spună la ce-mi trebuie mie dezvoltare personală, da, stau da, da. Pe, la casa mea de pe malul oceanului și mă bucur da, de viață. Da. Din păcate, fiecare, sau din fericire, sau nu știu cum să spun, fiecare are liber arbitru. Fiecare are liber arbitru și îl folosește după buna plăcere. În ziua de astăzi există foarte multă informație pe partea asta. Deci toată lumea vorbește de dezvoltare personală, de faptul că lumea, sau că lumea merge într-un anumit sens, adică timpurile o cer. Există un anumit trend în momentul de față. Deci nu mai există altă șansă decât șansa de a evolua spiritual până la urmă. Deci nu mai avem cum să mai mergem în secolul 20 sau în jos sau ce a fost până acum. Deja trăim alte... Să știți că oamenii mai vor să meargă și înapoi. Da. De exemplu, pentru că suntem o televiziune de business și mai abordăm și realități ale vieții concrete. Sigur că da. Primăria Capitalei vrea să interzică aplicațiile mobile care permit oamenilor să folosească niște soluții de transport moderne și folosind tehnologia și aceste device-uri. Să ne întoarcem la... Alo, centrala, trimiteți un taxi pe da. Floricica Dândeal. Deci nu toată lumea vrea neapărat să mergem înainte. Unii au și nostalgie să ne întoarcem înapoi. Uitați, trebuie să vă fac o mărturisire. Eu nu prea mă uit la televizor, așa, vă spun sincer. Am citesc foarte mult, sunt foarte preocupată de partea aceasta de care mă ocup și de proiectul Trica, bineînțeles. N-ați pierdut nimic pentru că în general să nu mai știri negative sau cancanuri. Tocmai, asta am spus și eu. Unde o să ajungem în final? Ce facem?
trebuie să facem ceva. Și atunci, de asta am și făcut acest pas, un act de curaj, după opinia multora care m-au admirat și m-au întrebat. Și chiar vreau să le spun tuturor, fiindcă știți cum toată lumea se scoală dimineața și ce credeți, la ce credeți că se gândesc? Sau se culcă seara și la ce credeți că se gândesc? Nu știu, eu mă gândesc la facturi. La facturi, nu? Da, e pe această etapă a vieții mele ca antreprenor în care se pare că mi-ocupă, deși au o dimensiune importantă. Să știți că înțelepții orientale au spus că devenim ceea ce gândim. Și atunci ar trebui să fim mai atenți la ceea ce gândim. Deci să fim mai atenți de ce? Fiindcă dacă o să ne gândim la lucrurile frumoase, înălțătoare, universal valabile, la lucruri bune pentru sufletul nostru, atunci lucrurile se vor schimba. Am înțeles, deci ar trebui să mă gândesc la cecuri pe care le primesc. Exact. Să vă proiectați, vă faceți o conform imaginației creatoare pozitive, chiar vă gândiți la acest aspect, dar atenție. Dar la ce vă gândiți dumneavoastră dimineața? Da, atenție. Aici este o mare înșelare care da, cu toate aceste instrumente pe care le avem, avem imaginație creatoare, avem deci toate trebuie să le facem în acord cu voința divină. De ce? Fiindcă, apropo de lecțiile și revenind la scala conștiinței, ce se întâmplă? Noi trecem, cum spuneam, niște teste. Și atunci nu. De asta am spus că dezvoltarea personală, așa cel puțin cum o văd eu, nu este o plăcere personală. Nu trebuie să înțelegem că ne ducem și desenăm sau facem. Deci trebuie ca să facem ceva concret pentru noi să ne dezvoltăm. Și atunci Dumnezeu sau Universul sau cum vreți să-i spuneți, poate să-ți dea niște lecții care uneori pot fi dure. Adică nu înseamnă că tot o să fie roz și vai, apropo de asta. Păi de ce? Unii oameni poate trăiesc în legea darmei, nu a karmei și totul e roz. Da. Eu atenționez, eu îmi fac datoria să atenționez că uneori aceste lecții pot fi, dar trebuie să le primim cu umilință, de ce? Că ne învață ceva. Nu, este chiar mai rău decât atât. Cu cât te urci mai sus, cu atât viteza cu care vin acele lecții și intensitatea cu care vine din ce în ce mai mare. Exact, așa realitatea este. Realitatea asta e exact. Din teren. Fiindcă cu cât vrei să urci mai sus, cu atât ești încercat să vezi dacă ai trecut. Deci nu poți să atingi cum s-ar spune comoara din tine, adică împărăția cerurilor, cum spunea Iisus Hristos, care spunea împărăția cerurilor se află în lăuntrul vostru. A spus foarte clar. Și atunci, ca să ajungi acolo, nu e simplu. Dar și când ajungi acolo, e grozav. Dar ce înseamnă că atunci când cer ceva să crezi deja că ai primit și ți se va da? Apropo, că citeați foarte mult din Scripturi. Da. Să ceri ceva, asta înseamnă să ai o credință foarte mare, dar să ai o credință nestrămutată că acel lucru îl și ai, să simți că l-ai, să simți că l-ai dobândit deja, ca și cum, deci să te comporți ca și cum l-ai avea. Cu alte cuvinte, emoțiile, da, care stau în spate trebuie să susțină. Deci starea ta trebuie să fie aceea ca și cum ai avea obiectul respectiv. Dar aici spuneam, nu înseamnă că dacă ai un obiect, asta e totul. Depinde și dacă e bine pentru sufletul tău să-l ai. Că poate nu e bine să-l ai. Da? Degeaba am eu 7 case dacă pentru sufletul meu nu e bine. Dar este treaba fiecăruia dacă asta își dorește. Și poate în consum nu știu cât timp și energie să le administrez, exact, să-mi bat capul. Dar, și aici ajung iară la domnul profesor Dulcan, care pe asta scrie foarte mult, a scris și Mintea de Dincolo, a scris foarte multe cărți pe tema aceasta și a faptului că viața nu se termină aici, că moartea este o inițiere, că noi, așa cum spuneam, am îmbrăcat un costum aici ca să o uniformă pe care o avem ca să învățăm niște lucruri, după care plecăm și vom da seama de ceea ce facem. Apropo, de fiecare gând care îl avem, de fiecare cuvânt pe care îl rostim, de fiecare emoție pe care o punem în spate. Apropo de ce vă spuneam, de uitătura aia urâtă, aia în spate a trimis o energie, o emoție. Da? Nu este firesc. Dar ce-ar fi să zâmbim cu toții? Ce-ar fi cu toții să încercăm acel exercițiu? Păi America zâmbește, dar pe bază de Prozac. Nu.
Pe bază de, poți să spui, de exemplu, așa, apropo de sugestie și autosugestie, să spui, sunt fericit, mă simt bine, mă simt extraordinar, interviul o să iasă excelent, am un succes teribil și așa mai departe. Deci putem să ne antrenăm, da? De ce? Cum spuneam, gândurile noastre, de fapt, ne creează realitatea. Întoarceți-vă la scală, pentru așa, că vreau să terminăm, acolo, vreau da. Să terminăm scala și vreau să punctăm niște lucruri și pe partea profesională. Sigur. Ce este după 200? După 200, cum spuneam, sunt testele oricum sunt tot timpul, numai că acolo încep să fie mai rafinate, încep să ai alte teste, încep să devii din ce în ce mai conștient de tine. Și poți să atingi și pragul genialității. Chiar Einstein ajunsese, parcă el a fost la nivelul 400 sau ceva de genul, deci ajunsese foarte sus, deci nivelul genialității. Toți avem noi gena asta, toți, deci nu e ca avut numai Einstein, trebuie doar să lucrăm ca să o descoperim. Noi suntem ca un biocomputer care avem foarte multe lucruri, dar care sunt neaccesate, da? Nu sunt, sunt lăsate acolo undeva și în schimb le acoperim cu foarte multe emoții negative, cu foarte multe traume pe care le avem și de-aia, cum spuneați că Dumnezeu e pretutinde, dar trebuie să-i lăsăm loc să ajungă la noi. Și de asta trebuie să facem loc. Deci trebuie să îndepărtăm toată această zgură, tot ceea ce este în jurul nostru nefast, așa, și să facem loc luminii să pătrundă, să ne lumineze. Deci, cu alte cuvinte și termin, să nu lăsăm ca lumina din noi să devină întuneric. Păi nici nu poate să devină întuneric. Putem doar să ne facem că nu o vedem. Dar aș vrea să mai avem puține minute din emisiunea noastră, a trecut foarte repede, nu să vină să cred, nu vină da, să așa cred. S-a întâmplat, dar mai avem mai puțin de 10 minute, cred că vreo 7. Și aș vrea să vorbim puțin și despre practică, 8 minute, spun colegii mei. Aș vrea să vorbim puțin și despre practica dumneavoastră. În ce constă, ce vă propuneți să faceți one-to-one și către eventual grupuri de persoane? Grupuri, da. Deoarece mi-am propus să ajut cât mai mulți oameni, am considerat că este oportun să creez acest serviciu de sesiuni individuale de coaching, în care să mă întâlnesc cu persoanele care au o nevoie evidentă de sprijin, de îndrumare. Și am creat este un coaching în zona de business, în zona de dezvoltare personală? N-am pus bariere. Nu, este deschis pentru toată lumea. Oricine are nevoie poate să apeleze la aceste servicii. Deci nu este nișat pe... Nu. Deci oricine poate să apeleze. De ce? Că nu poți să știi un om odată ce nevoie are, ce apăsare are, ce... Da? Și atunci e important să existe cineva care să-l poată îndruma, să-l poată ghida, eu știu, să-l poată sprijini. Și o vorbă contează. O vorbă contează dacă cineva ți-o spune la momentul potrivit, dacă întâlnești omul potrivit într-un moment anume, îți poate schimba viața. Da, să știți, eu am primit un e-mail azi noapte pe la ora 2 de la un prieten care era undeva într-o zonă exotică. Wow! Probabil că fugise de iarna din București și cred că are o casă de vacanță undeva prin zona Asia-Pacific. E plăcut! Și mi-a trimis un e-mail, ne știm de foarte mulți ani, de vreo 15 ani, și a făcut niște comentarii care m-au ajutat să conștientizez un aspect despre viața mea profesională și de afaceri, pe care l-am conștientizat în premieră și îmi va pune într-o cu totul altă lumină ce voi face de acum încolo ca premise de la care plec. Exact. Uneori, într-adevăr, nu asta conținea mail-ul respectiv, dar printre cuvintele respective... Exact, este un mesaj, da? Deci în momentul în care primești, asta trebuie să înțelegem noi, că nimic nu e întâmplător. Deci primim un e-mail, primim un telefon, ne spune cineva du-te acolo, du-te dincolo. Deci sunt niște ghidări, așa, niște pași, pasul 1, pasul 2, pasul 3, pasul 4 și mergând pe firul ăsta până în final ajungi undeva, adică începi să
să mergi pe drumul care trebuie. Da? Pe lângă sesiune de consiliere individuală, da, de coaching individual, aveți și niște workshop-uri pe care, exact, le-ați gândit pentru companii. Deci vă întoarceți în multinațională ca antreprenor și coach și oferiți ce? Și ofer niște servicii. Eu le-am intitulat, să zic, training-uri, workshop-uri, cum le-a spus dumneavoastră. Cred ca că să mai fie curând, limbajul ca să fie acceptabil. Limbajul, da, să fie limbajul de multinațional, așa, de workshop-uri. Propun niște întâlniri de genul acesta pe care sunt temele sau domeniile pe care... Ce am pus eu pe site este cumva bine știut: comunicare, managementul stresului, managementul timpului, dar ceea ce vreau eu să spun, sigur am pus acolo rezerva că acestea pot fi ajustate în funcție de nevoia clientului și de ce cere. Chiar sunt în discuții acum cu o companie multinațională ca să dezvoltăm un asemenea proiect pe nevoile specifice, da, fiindcă dumnealor au acolo lista și au văzut, dar vor ceva anume. Personalizat. Personalizat. Și vin cu o altă abordare. De asta consider eu că e un fel pus așa un pic amprenta acolo, în sensul că vreau să privim toate lucrurile astea din punctul de vedere al sufletului omului, care aproape e ignorat cumva. Sufletul are timp? Cum e? Ce înseamnă timpul pentru sufletul omului? Timpul pentru sufletul omului trebuie înțeles ca valoarea sufletului. Iarăși mă întorc la acest aspect. În loc să ne gândim la bani dimineața, seara la bani, câți bani ai dat pe asta? Apropo de bani, că am vrut să spun ceva și trebuie să spun acum la toată lumea, mă întreabă, dar cum ți-ai făcut tu firma asta? Cum ai început tu proiectul ăsta? De unde a avut bani? Cine a dat? Deci bani, nu! Că toată emisiunea despre bani. Deci, pur și simplu am avut eu niște bani ca să lămuresc lucrul ăsta, deci nu mi-a dat nimeni banii din ăștia. Economiile din economiile mele și din tot ce am realizat eu, deci totul e făcut, proiectul este strict proiectul meu, banii, timp, absolut tot, am avut câțiva și am câțiva prieteni care mă susțin în acest proiect extraordinar. Și am lămurit și problema banilor cu proiectul meu, ca să fie toată lumea liniștită. Deci nu am luat nici Startup Nation, nici alte, eu știu, fonduri. Este numai proiectul meu. De asta toată lumea, ai curaj, nu? E cel mai simplu să te duci la un job plătit, salariu lunar, da? E cel mai comod așa. Dar am zis, nu, fac ceea ce îmi place, am curajul acesta și sunt entuziastă și mă simt extraordinar. Asta este bine, mai avem foarte puțin foarte timp. Foarte puțin timp. Timpul este unul dintre subiectele care preocupă, da, foarte mult. Și cum vă spuneam, să termin, că asta e cel mai important. Deci eu consider că cel mai important ar fi pentru noi ca oameni să ne sculăm dimineața și să spunem ce voi face eu pentru sufletul meu astăzi, fiindcă tot domnul profesor Dulcan spunea că pentru o faptă rea omul trebuie să facă 5 bune. Și seara la fel ar trebui, din nou, să ne revedem ziua, să iertăm, să iubim. Da. Și să trăim clipa de bucurie. Deci să trăim clipa de bucurie, să facem exerciții în fiecare zi, măcar o clipă de bucurie. Meditam așa că unii politicieni din când în când se retrag, da, într-o zonă mai pusnicească, așa forțată, și se trezesc dimineața și probabil se gândesc ce trebuie să facă pentru sufletul lor, că în viața de zi cu zi n-au timp. V-am zis, dacă ziceți dumneavoastră, bine, eu nu mă uit la știri, nu mă uit, fiindcă și nu, știrile... Era o metaforă. Da. Și știrile astea negative, v-am zis, impactează foarte mult, foarte mult, mai mult decât credem, și emoțional, și la modul universal. Universul e holografic, totul reverberează în tot și toți suntem interconectați, dar toți avem specificitățile noastre în funcție de pământul pe care ne-am născut, cultura în care trăim, și așa mai departe, știți? Deci toate lucrurile astea au... să spun așa foarte repede, fiindcă mă grăbesc acum, să nu uităm că noi suntem compuși din cele 5 elemente, da? Pământ, da? Pământ, apă, aer. Da, pământ, apă, aer, exact, și eter, și foc. Vă mulțumesc foarte mult, aceasta a fost emisiunea noastră, Energia Banilor.
Mă bucur că ați fost în platou Canal 33. Eu vă mulțumesc foarte mult. Sper că am fost mult. O gazdă bună. Sunteți extraordinar. Adică sunteți exact așa cum v-am văzut și realitatea practic excede, ca să spun așa, ceea ce vedem. Pe conturile de socializare. Pe conturile de socializare, vă mulțumesc, da. Și dumneavoastră, stimați telespectatori. Aceasta a fost ediția noastră Energia Banilor. Vă invit să rămâneți alături de programele Canal 33 și vă doresc un weekend liniștit. O seară bună. O seară frumoasă.